La scădere este la peste 30%. Față de acum cât? Față de ce am lăsat undeva până în 2010-2011. Deci cât ați zis? Un 30% zic eu că este. Și preconizați că va continua în același stil? Nu știu dacă în același stil, dar va continua. Și acum vă pun o întrebare, dacă scăderea populației este de 30%, școlile au rămas aceleași, catedrele au rămas aceleași, deci, număr de profesori au rămas aproximativ aceleași. Despre ce vorbim? Cum ar fi fost ca această decizie pe care sunteți hotărâți să o luați acum, ar fi fost luată cu ceva ani în urmă? Simplu. La Hunedoara, de exemplu, au toate clădirile monitorizate video. Vă dau exemplu, cel mai un exemplu la care am fost. Totul video, table multifuncționale, fiecare elev are la ciclu gimnazial are laptop pe birou, retroproiector, totul la cele mai înalte standarde. Pentru că vă spun sincer, două școli se fac într-una. Din 8 clase se comasează, rămân 6. Nu mai avem femei de servici care trebuie să reduce atât. Se reduce un post de director adjunct, costul per elev este altul, cheltuielile financiare cu încălzirea cu de toate scad. Despre ce vorbim? Paznic la fel? Nu, dar zic că faci, să faci o, clar, o sumă și poți să spui și tu, domnule, am și eu curaj să spun că la 50 de elevi am o femeie de servicii. De exemplu.